pentru a transmite o oarecare îngrijorare pe care noi tulcenii sau eu ca primar, ca președinte al PNL Tulcea o am. Una este cea legată de podul de peste Dunăre dintre Galați și Brăila, pentru că așa cum tot am observat că cu mare tantam și cu fast, spre bucuria noastră a tulcenilor, am văzut că au început niște demersuri semnificative în execuția acestui mare, mare, mare deziderat al nostru. Totuși, în ultimele zile, aflăm cu stupoare că Compania Națională de Drumuri, de fapt, defalcase, pe de o parte, execuția podului, pe de altă parte, alte licitații pentru utilități și ajungând acum la un impas, pentru că marea noastră temere, care era, vorbindu-se de 20 de ani de pod, tot tulceanul se gândește că tot în 20 de ani sau cine știe dacă îl vom apuca vreodată pe acest pod. Unii dintre noi au zis doar când vom vedea că o mașină care pleacă din Brăila, Galați, ajunge în Tulcea pe pod, atunci putem ști cu siguranță că el a fost realizat. Și acum fapte relatate de cei implicați, cei care au câștigat licitația, care nu se pot apuca de proiectare, din cauza faptului că utilitățile care țin de energie, apă, canalizare, telefonie, fibră, sunt date separat la alte tipuri de licitații. Vă dați seama că pe lângă aceste lucruri mai sunt și altele pe care nimeni nu le-a scos în evidență atunci când cu mare tantam ne bucuram. Nici până acum, pentru că întâmplător eu sunt din acea zonă, nici până acum persoanele care locuiesc acolo și care au terenuri în dreptul podului, nu știu dacă n-au fost contactate, nu știu dacă cineva a venit să le întrebe că vor fi expropriați, că vor fi, li se vor cumpăra terenurile. Bineînțeles că aceste lucruri sunt prevăzute în planul podului, însă ele necesită timp și noi știm foarte bine că și un proces poate întârzia. Și avem experiența cu Bechtel, care au început și nu s-au mai terminat și pe care le-am plătit și nu s-au mai terminat. Și rugămintea mea este și la domnii deputați pentru a transmite mai departe în Parlament lămurirea acestor lucruri și rezolvarea din timp acestor probleme. Până la urmă, podul peste Dunăre nu contează cine îl face. Important este să se facă. Și o altă problemă care ține tot de Dunăre, tot de Tulcea, dar tot de național, este trecerea de la Isaccea la Ucraina, Isaccea Orlovka, care culmea, nici nu știi care e mai importantă, podul sau trecerea asta. Pentru că noi, județul Tulcea, fiind înconjurați în cea mai mare parte a lui de Ucraina, nu avem nicio trecere de frontieră unde putem liniștiți să... care ar dezvolta județul. Și m-am notat eu aici că mereu mă uit să văd. Este în consultare din 4 iulie 2017. Culmea, știți de ce nu se face această trecere? Pentru că nu s-a dat încă hotărârea de guvern a românilor. Pentru că pe partea cealaltă, și vă pot arăta niște fotografii, oamenii mai mult că au terminat. Și avem presiuni de la ei implorându-ne că la un moment dat vor da ei socoteală pentru că au realizat ceva, iar partea română nu realizează. Mai un pic și au terminat portul, arată excepțional de trecere cu bacul. Iar la noi ne poticnim de un aviz la Ministerul Finanțelor Publice din 4-7-2017 pentru a se da hotărârea de guvern care duce și la construcția podului de la Isaccea. Ori rugămintea mea este tot aceeași. Sensibilizați, uniți-vă inclusiv în idei și cu opoziția și cu puterea. Pentru că aceste două lucruri sunt deziderate care nu fac altceva decât să dezvolte județul Tulcea. Și aceste lucruri trebuie să fim uniți cu toții și să încercăm să nu mai întârziem. Așa cum a zis domnul Dobre, avem ministru, oameni buni. Este un aviz.